Bună ziua! În ședința de guvern de astăzi au fost adoptate actele normative pentru implementarea unor măsuri foarte importante cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, măsuri care fac parte din pachetul guvernului pentru sprijinirea celor afectați de pandemia COVID, atât din punct de vedere social cât și economic. Măsuri incluse în Planul Național de Investiții și Relansare Economică al Guvernului Orban. Domnul ministru Marcel Boloș vă va prezenta detaliile cu privire la aceste măsuri. Mulțumesc, bună ziua, vă spun și eu. Guvernul României a adoptat un număr de 5 măsuri importante pentru ceea ce înseamnă categoriile de beneficiari din fondurile externe nerambursabile. O primă măsură se referă la majorarea plafonului alocat pentru achiziția de echipamente medicale. Astfel, Ordonanța 43 din 2020, care permitea unităților sanitare și autorităților publice locale în parteneriat cu unitățile sanitare să acceseze fonduri externe nerambursabile pentru achiziția de echipamente medicale, însemnând sisteme de monitorizare sau ventilatoare sau toată aparatura, spre exemplu, specifică secțiilor de terapie intensivă. Acest plafon a fost majorat de la 350 de milioane de euro la 1 miliard 200 de milioane de euro, ceea ce înseamnă că aproape tot ceea ce s-a solicitat prin cererile de finanțare depuse în număr de 291 de cereri de finanțare în valoare de 1 miliard 271 de milioane de euro se va și finanța. Așa încât în perioada următoare urmează ca să încheiem contractele de finanțare pentru cele 291 de cereri de finanțare care au fost depuse. Până în prezent am încheiat 51 de contracte de finanțare cu valoarea de 156 de milioane de euro. Apelul de proiecte a fost deschis până pe data de 30 septembrie 2020 și este o măsură care vine în sprijinul crizei pe care o parcurgem în această perioadă generată de coronavirus, o criză pandemică cu greutăți pentru sistemul sanitar românesc, iar guvernul Orban a venit în sprijinul unităților sanitare, astfel încât partea de echipamente medicale necesare pentru tratamentul bolnavilor să fie asigurat. O a doua măsură este cea referitoare la tabletele școlare. Așa după cum se cunoaște, într-o primă lectură s-a discutat despre suplimentarea bugetului cu 50 de milioane de euro pentru studenții beneficiari de bursă socială din cadrul universităților de stat. Așa încât astăzi Guvernul României a aprobat această măsură de suplimentare a bugetului pentru tabletele școlare cu 50 de milioane de euro. De asemenea, Guvernul a aprobat ca valoarea eligibilă a tabletelor școlare, care era de 200 de euro, să crească la 250 de euro per tabletă. Și de asemenea, tot în contextul educației online și a protecției studenților în instituțiile de învățământ superior de stat, a fost aprobat un buget de 10 milioane de euro pentru partea de echipamente de protecție medicale și de dispozitive medicale necesare activităților de curs din cadrul universităților, pentru ca acestea să se poată desfășura în bune condiții, acolo unde încă partea de cursuri sau laboratoare sau seminarii se mai desfășoară prin participarea fizică a studenților. Aceasta este cea de-a doua măsură cu privire la tabletele școlare. După publicarea ordonanței în Monitorul Oficial, apelul de proiecte urmează a fi deschis pe data de 19 octombrie, adică lunea viitoare, și depunerea aplicațiilor de finanțare se va face începând cu data de 25 octombrie, astfel încât procesul educațional în mediul online
pentru sistemul de învățământ preuniversitar și mai apoi pentru învățământul universitar să se poată desfășura în bune condiții. A treia măsură aprobată de guvernul Orban a fost cu privire la beneficiarii de voucher pentru masă caldă, respectiv pentru persoanele vârstnice cu vârsta de peste 75 de ani. După cum se cunoaște, valoarea unui astfel de tichet este de 180 de lei pe lună. Aceste tichete se vor repartiza în prima săptămână din luna decembrie a acestui an și se vor da retroactiv cu data la care a fost aprobată măsura, respectiv pe lunile septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie, așa încât toți beneficiarii, respectiv persoanele în vârstă de peste 75 de ani cu pensie minim, cu venituri la nivelul pensiei minime sociale, aproximativ 300.000 de beneficiari, vor avea cei 720 de lei încărcați pe vouchere sau în carduri în prima săptămână a lunii decembrie 2020. Cea de-a patra măsură pentru care a fost adoptată de către guvernul Orban este cea referitoare la voucherele pentru educație în regim after school. Acestea, după cum știți, au fost inițiate și aprobate sub formă de lege și au în prezent, după aprobarea măsurii de astăzi, o valoare de 200 de lei pe lună. Beneficiarii sunt elevii din clasele 1-4, aproximativ 300.000 de copii ar urma să intre în acest program pilot pe care îl vom desfășura în perioada următoare după lansarea apelului. Sunt incluse în proiectul pilot 150 de școli. Școlile sunt stabilite prin ordin al Ministerului Educației și Cercetării, iar tipurile de activități urmează a fi definite prin ghidul solicitantului odată cu lansarea acesteia în dezbatere publică. Și în sfârșit, cea de-a cincea măsură adoptată de guvernul Orban este cea referitoare la sistemele alternative pentru rețeaua de canalizare. Este o măsură așteptată mai ales de către autoritățile publice locale din mediul rural, pentru locuitorii satelor, pentru că s-au adoptat măsurile necesare, astfel încât localitățile cu un număr de sub 2000 de locuitori să poată să aibă aceste sisteme alternative pentru rețelele de canalizare, respectiv o soluție pe care am propus-o pentru ca să poată să beneficieze comunitățile rurale de serviciu public de racordare la rețeaua de canalizare. Bugetul aprobat este de 500 de milioane de euro, valoarea investiției este de eligibilă de 2500 de euro pe gospodărie și urmează să beneficieze aproximativ 200.000 de gospodării din mediul rural pentru ceea ce înseamnă racordul la rețeaua de canalizare, fiind unul din demersurile pe care guvernul Orban le-a făcut pentru infrastructura de apă și canalizare, astfel încât un număr cât mai mare de locuitori să beneficieze de serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare, fiind o cerință impusă inclusiv prin directivele Uniunii Europene. Acestea sunt cele cinci măsuri importante pe care guvernul României le-a adoptat. Vă stau la dispoziție cu întrebări. Dacă sunt întrebări pentru domnul ministru. Bună seara, Cătălina Mănoiu, Realitatea Plus. Spuneați că acele vouchere pentru masă caldă vor fi plătite în prima săptămână din luna decembrie. Este o săptămână înainte de data alegerilor. Cum explicați această situație? În momentul de față, procedura de achiziție publică este în curs de finalizare. Contractul de achiziție publică urmează să fie semnat în săptămâna care vine
sunt 300.000 de beneficiari, emitenții de carduri au nevoie de 10 zile conform contractului ca să emită aceste carduri. Aceste carduri se distribuie mai apoi către prefecturi, de la prefecturi ajung la autoritățile publice locale și de la autoritatea publică locală ajunge la beneficiarul final. Este calculat pe zile, pentru noi e important ca programul operațional de sprijin a persoanelor dezavantajate să nu decomită banii să ajungă la beneficiari și totuși e vorba de persoane care au o anumită vârstă și așteaptă acest ajutor de la noi. Cum să vă spun, calculele acestea sunt, le-am făcut împreună cu colegii și regimul acesta pentru 300.000 de beneficiari de emitere a cardurilor și distribuirea lor nu este unul foarte simplu. Aș avea aici o completare față de domnul ministru la această întrebare. După cum bine știți, suntem în ultimul an al exercițiului financiar 2014-2020 și tocmai pentru că facem toate eforturile posibile pentru a nu pierde banii europeni, pentru a evita riscul de dezangajare a fondurilor europene, încercăm ca toate aceste angajamente de plată să fie cuprinse cât mai devreme, astfel încât să fie evitat un astfel de risc. Este un efort pe care îl facem pentru a putea plăti, la începutul lunii decembrie, poate dacă se va reuși chiar mai devreme, dar este un efort de a devansa aceste plăți tocmai pentru a intra în cadrul anului financiar din cadrul exercițiului 2014-2020. Dacă n-am repartizat aceste vouchere pentru vârstnici, s-ar pierde bugetul alocat și e păcat. Mai sunt alte întrebări pentru domnul ministru? Dacă nu, vă mulțumesc, domnule ministru. Îl invit pe domnul secretar de stat Raed Arafat pentru a vă prezenta forma finală a hotărârii de guvern privind prelungirea stării de alertă. Domnule ministru, vă rog. Mulțumesc. Bună seara. Deci, astăzi, în cadrul ședinței de guvern, au fost dezbătute propunerile CNSU pe care le-am anunțat ieri, de fapt. Rămân următoarele măsuri confirmate. Referitor la purtarea măștii, până la 3 la mie incidență, deci de la 0 până la 3 la mie incidență, mască este purtată obligatoriu în spațiile aglomerate și la 50 de metri de la intrare în școli. De la 3 la mie în sus, masca este obligatorie în toate spațiile deschise. Al doilea aspect, au rămas valabile prevederile care au stabilit că de la 0 la 1,5 la mie incidență, restaurantele, cafenelele, cinematografele, toate aceste entități vor funcționa cu 50% capacitate. Între 1,5 la mie și 3 la mie, cu 30% capacitate. Iar mai mare decât 3 la mie, atunci vor fi, din păcate, închise. Și a rămas și obligativitatea testării personalului care lucrează în centrele rezidențiale o dată pe săptămână, prin grijă direcțiilor de sănătate publică. Și acest lucru este foarte important pentru protejarea persoanelor în vârstă sau persoanelor care sunt în centrele rezidențiale. Acest lucru este necesar după ce personalul nu mai face rotație la 14 zile și vine în ture normale și atunci la 7 zile evaluarea lor va duce la prevenirea transmiterii virusului sau la reducerea riscului de transmitere a virusului către rezidenții centrelor respective. Deci astea sunt principalele prevederi care au fost stabilite și prin hotărârea de guvern din ziua de astăzi. Dacă aveți întrebări, vă rog. O
clarificare, dacă se poate, domnule Arafat. Astăzi am văzut ce s-a întâmplat la pelerinajul de la Sfânta Parascheva, în condițiile în care știm că în hotărârea de guvern și în propunerea CNSU s-a discutat clar și despre această bucată cu pelerinajele, că au fost interzise. O situație similară vom avea și în București la sfârșitul acestei luni. În momentul de față, în ciuda ceea ce este scris în această recomandare a CNSU și iată prinsă în hotărârea de guvern, nu știm cine de la Ministerul de Interne a dat acordul ca pelerinii care nu sunt din Iași să fie primiți la Raclă în momentul de față. Deci aici nu pot să vă răspund, că nici eu nu știu dacă s-a dat sau cine a dat acest lucru, dar vreau să subliniez un aspect, pentru că asta este o discuție care o avem deja de foarte mult timp, pe măsurile care se iau, de ce se iau, care e motivul lor. Deci toată lumea observă că avem o creștere continuă a cazurilor. Suntem pe un trend ascendent important. Noi când punem aceste măsuri, încercăm prin ele să reducem expunerea, să reducem transmiterea. Apelul nostru către populația este să înțeleagă situația și să fie partener cu noi în respectarea acestor reguli și acestor prevederi care sunt emise prin hotărâri al CNSU-ului sau prin hotărâri de guvern. Este extrem de important acest lucru, pentru că sunt foarte mulți în domeniul, să zicem, online, chiar și unii care declară acest lucru în alte spații publice, care îndeamnă populația la nerespectarea regulilor. Și acest lucru nu va duce decât la agravarea situației. Îndemnarea populației la nerespectarea regulilor nu înseamnă decât în plus pacienți și probabil în plus persoane decedate. Deci este un apel care îl fac încă o dată și cum a făcut și domnul ministru Tătaru, respectarea regulilor în aceste zile este extrem de importantă și noi nu putem lucra fără parteneriatul cu populația, cu autoritățile locale, cu toate instituțiile. Nu poate o singură entitate să rezolve problemele. Și atunci, încă o dată, prin dumneavoastră, transmit populației să se gândească la sănătatea lor și a celor apropiați lor și să respecte regulile care sunt recomandate sau care sunt obligatorii. Dar nu este o lipsă de coordonare în același timp la nivelul Ministerului de Interne, pentru că decizia a fost luată de încă o dată vă spun, nu știu despre ce este vorba, nu știu dacă a fost dat ordin sau ceva, deci aici trebuie discutat, mai ales pe partea de ordine publică, dar la acest moment eu astăzi sunt aici de la ora 10 dimineața și chiar nu știu aceste teme. Și deci o clarificare în ceea ce spuneți, prevederile care au rămas. Evenimentele private, nu s-a modificat nimic în ceea ce privește recomandarea? Evenimentele private, dacă am omis să vorbesc despre ele, da, rămân evenimentele private restricționate, adică interzise în spațiile închise și publice pe plan național. Deci acest lucru este confirmat și prin hotărârea de guvern. Vă rog. Bună ziua, Alexandra Popescu, Antena 1 Observator. Domnule Arafat, în momentul de față, în București, avem o rată de infectare de 2,82. Aș vrea să vă întreb dacă de mâine, având în vedere că va intra în vigoare noua hotărâre de guvern, această rată se va infecta, având în vedere că nu vor mai intra focarele în acest calcul. Da, deci mai e un aspect care vreau să-l subliniez și care îl prevede hotărârea de guvern și mulțumesc pentru întrebare. Este aspectul că referință va fi la cifrele din evidența populației. De acum, toate referințele pe incidențe vor fi făcute în bază cifrelor de evidență a populației. Cifre care se actualizează săptămânal. Deci, asta înseamnă că centrele județene de conducere și coordonare a intervenției, Centrul Național, fiecare zi vor calcula incidența pe ultima cifră care o au de la evidența populației. Dacă cifră trece de 3 la 1000, prevede hotărârea de guvern și hotărârea CNSU că în maxim 48 de ore, prefectură sau comitetul județean sau comitetul municipiului București constată cifra respectivă și intră toate măsurile automat. Toate măsurile care sunt luate prin hotărârea CNSU sau hotărârea de guvern devin aplicabile. Adică aici nu mai avem, și asta s-a încercat, să se evite să existe diferite măsuri luate în diferite zone. Deci sunt măsurile stabilite. În momentul în care
S-a intrat pe cifra respectivă, în 48 de ore Comitetul Municipal sau Județean constată și intră absolut toate măsurile care sunt prevăzute, intră în vigoare. Dar această rată de infectare va scădea începând de mâine, având în vedere că eu se pot va să fi vă spun, alt calcul? Noi am făcut un calcul și nu e nici un secret comparativ între cifra, de exemplu, de 2,82 și dacă ne-am fi referit la cifra de astăzi a evidenței populației, diferența este de 0,05, adică ar fi fost nesemnificativă. Chiar dacă se scad focarele? Aici sunt scăzute focarele, da. Deci la da. Cifra de astăzi sunt excluse focarele? Din ce știu, da. Deci, de regulă, noi focarele le excludem. Dacă nu au fost excluse până acum, de acum vor fi excluse 100%, dar din ce știu că în ultima perioadă focarele mari, focarele în gen spitale și asta, nu au intrat, de fapt, în calculele noastre. Dar cert este că de când se publică hotărârea, referințele vor deveni clar pe partea de evidența a populației, ea va fi singura referință, și focarele, cert, dacă cineva nu l-a exclus, o să înceapă să le excludă obligatoriu, și aici vorbim, de centrele rezidențiale, spitale, în mod deosebit, ca să nu intre în calculul general al ratei. Până seara, aveam să vă întreb dacă la capitolul reguli pentru campanie s-a schimbat ceva sau totul a rămas la fel cum a la fost. La ce reguli, vă rog? Reguli pentru campania electorală. Numărul de participanți, dacă a rămas... Numărul de participanți a rămas cum am anunțat ieri. În interior 20 de persoane, în exterior 50 de persoane. Nu s-a schimbat. Și la vorbea premierul astăzi de asimptomaticii care nu ar mai putea să nu mai meargă la spital să fie tratați acasă. Este inclusă cumva această prevedere? Nu în această hotărâre. Este un proiect de ordonanță de urgență care l-a pregătit Ministerul Sănătății. Astăzi a fost în prima prezentare. Deci acolo se vor face anumite modificări legislative, pentru că aici este prevăzut prin legea 136, astfel încât persoanele asimptomatice să fie abordate altfel, așa cum recomandă grupul medical care se ocupă de acest lucru. Mai vorbea premierul, dacă îmi permiteți, despre o posibilitate de a crește capacitatea DSP, tocmai pentru a debloca situațiile din acest moment în care există o aglomerare, practic. Oamenii solicită să facă aceste teste. Problema este că, în continuare, personalul este insuficient. Ieri ce am făcut noi, mai ales la nivelul Bucureștiului, ieri după masă, de fapt, am dat o dispoziție prin care am detașat și mijloace de transport de la inspectoratele pentru situații de urgență către Inspectoratul pentru situații de urgență București. Inclusiv am pus la dispoziție mașini pentru personal care l-a asigurat Direcția de Sănătate Publică ca să suplimenteze forțele pentru recoltare și pentru transport. Pentru transportul celor ușor simptomatici sau asimptomatici. Am văzut niște discuții pe tema asta și vreau să o clarific. Dacă un microbuz este folosit ca să transporte 4 pozitiv împreună, acest lucru nu reprezintă o problemă, pentru că toți 4 sunt pozitiv. Ce nu putem pune în aceeași mașină sunt suspecții, pentru că nu știm dacă sunt siguri și acolo trebuie asigurată o ambulanță separată pentru fiecare suspect. Dar când știm că sunt pozitiv și se duc la evaluare, este foarte posibil să punem mai multe persoane în mijlocul de transport. Pentru că clar că aceste persoane nu pot circula cu mijloace de transport public în comun sau cu alte mijloace și trebuie să fie într-un mediu controlat. Și de aici noi am venit la concluzia că trebuie să suplimentăm resursele de ieri, mai ales când ne-a semnalat inclusiv Serviciul de Ambulanță București, când am văzut că crește destul de mult numărul solicitărilor, dar apelul către populație este următorul lucru. Să nu apeleze la 112 pur și simplu pentru a fi testat. Să nu apeleze la 112 și să spună că au lipsă de gust, lipsă de miros, numai că să vină cineva să îi testeze. Asta încarcă foarte mult sistemul de urgență. Apelurile la 112 trebuie să fie apeluri de urgență. Persoane care au rămas acasă pozitive, dacă se agravează situația lor, da, apelează la 112. Dar cineva care dorește să meargă doar pentru evaluare, există celelalte numere de telefon și call center-ul de la DSP. Deci 112 rămâne un număr excepțional pentru urgențe și asta e rugămintea noastră către toată populația, pentru că
se simte presiunea că oamenii apelează la 112 pentru situații care nu sunt situații critice. Iar în această fază nu mai putem satisface situațiile respective și vor avea timp îndelungat de așteptare până se ajunge la ei, dacă nu sunt, bineînțeles, critici. Și în același timp este posibil să iau ambulanța de la un caz critic pentru un caz care poate cineva a exagerat simptomele la telefon ca să ajungă ambulanța la el. Vă întrebam pentru că am primit și noi foarte multe apeluri de la oameni care se plâng inclusiv de faptul că dacă este contact și nu are simptome, rămâne în... Dacă este contact și nu are simptome, rămâne acasă 14 zile. Dacă este contact și nu are simptome, nu este obligatorie testarea, dar este obligatorie carantinarea la domiciliu 14 zile. Deci asta este regulă. Iar de a da telefon pentru a solicita testare, pentru că doresc testare, asta încarcă foarte mult sistemul și ne redirecționează către cazuri mai simple decât să ne ocupăm de cazurile care sunt mai complexe. Problema este că oamenii sunt nemulțumiți inclusiv pentru faptul că nu li se răspunde la telefon, măcar să îi lămurească. Eu știu și aici premierul astăzi a subliniat acest lucru, că să fie cooptate și alte resurse pentru răspuns la telefon și pentru asigurarea call center-ului. Deci știu că există plan de creștere a acestor capacități la nivelul DSP București prin colaborare și cu alte entități. Nu există un orizont de timp, e ultima întrebare. Cel mai scurt timp, deci știu că a fost discutată treaba, deci ar trebui să fie implementate cât mai rapid, pentru că nevoia este acum, nu putem aștepta foarte mult. Și o clarificare, dacă se mai poate, tocmai pentru a reduce presiunea asupra sistemului de ambulanțe, cei care au rezultat pozitiv se pot deplasa singuri cu mașina până la... pentru a face evaluarea? Deci, aici din nou venim la următorul aspect. Dacă situația este ușoară, situația este, cum să spun, cu simptome ușoare sau asimptomatic, trebuie să fie programat și trebuie să discute totuși cu direcția sanitară, pentru că riscăm să se prezinte 100 de persoane cu mașinile și să decidă tot să meargă la Matei Balci. Și atunci am blocat Matei Balci. Deci recomandabil totuși este... Dacă e urgență, dacă cineva care chiar e rău sună la 112, dacă nu este urgență, să se planifice împreună cu DSP-ul. Aș mai vrea o clarificare, spuneați mai devreme, legat de Sfânta Parascheva, că nu știți de vreun ordin care să fi permis celor credincioșilor să intre. Totuși, cum vă explicați faptul că au intrat cei care nu erau rezidenți? Deci, încă o dată vă spun, vă rog să vă înțelegeți, nu pot să răspund în locul colegilor de la ordine publică. Deci aici trebuie discutat și văzut ce s-a întâmplat exact, care au fost situația exactă, decât să o comentez aici și să vă dau informații care nu sunt corecte. Mulțumesc. Și eu mulțumesc. Nu mai sunt alte întrebări pentru domnul secretar de stat. Vă mulțumesc, domnul Arafat. Alte întrebări, dacă sunt, dacă nu, mulțumesc. Vă doresc o zi bună. Aba da, pentru dumneavoastră. Am crezut că... Maria. Da. Având în vedere motivarea care a venit astăzi de la Curtea Constituțională în ceea ce privește organizarea alegerilor, practic în momentul de față hotărârea de guvern a devenit caducă, hotărârea de guvern prin care se stabilește data de 6 decembrie pentru alegerile parlamentare în acest an. Hotărârea de guvern este în vigoare în momentul de față și tot calendarul aferent organizării alegerilor pentru data de 6 decembrie. Am văzut și noi motivația așa cum a fost publicată, urmează să facem o analiză asupra acestui conținut și să decidem care sunt căile de urmat. Dacă nu sunt alte întrebări, vă mulțumesc. O zi bună!